Teatrul Național Radiofonic prezintă Curtea Minunilor. Adaptare radiofonică după piesa lui Iacovo Scambanelis. Prezintă Călin Căliman. Vom asculta împreună Curtea Minunilor, piesa a dramaturgului grec Iacovo Scambanelis, reprezentată pe multe scene ale lumii. În 1961 la Londra, de către Worship Theatre, în 1963 la Göteborg și în 1965 la Viena, în cadrul studioului Max Reinhardt. Înaintea oricăror alte considerații privind acest text dramatic, un cuvânt despre autorul său, nume prea puțin cunoscut iubitorilor de teatru din România. Iacovo Scambanelis și-a creat, pe parcursul a două decenii de activitate dramaturgică, un prestigiu stabil nu numai acasă, în patria teatrului, dar și peste hotarele Heladei. La 48 de ani, după o existență agitată, printre întâmplările vieții sale figurează și un eveniment de foarte tristă amintire, o detențiune în faimosul lagăr al morții de la Mauthausen, Scambanelis și-a concretizat experiența în scrieri felurite ca gen, reportaje, piese de teatru, scenarii, a căror valoare s-a ridicat adesea la un nivel artistic superior. Piesa sa de debut, Dansul pe spice, variațiuni moderne pe o veche temă populară, alături de alte lucrări de avantgardă, Gorila și Hortenzia, Neutralitatea, Odiseu, Întoarce-te acasă, au pregătit terenul unor piese de anvergură cu profunde implicații contemporane, printre care A șaptea zi a creației. Curtea Minunilor este o dramă realist-poetică, a cărei acțiune se petrece în perimetrul uman al periferiilor Atenei. Ecouri de Sirtachi, nu întâmplător din Zorba grecul, dat fiind faptul că autorul este un obișnuit colaborator al regizorului Kakoyanis, acorduri de chitară însoțesc acțiunea și întâmplările piesei spre deznodământul brutal. Drama este în oameni, le aparține. Fără să vrem, ne gândim la personajele din Maidanul cu dragoste a lui Geme Zanfirescu. Aceasta este și atmosfera Curții Minunilor. Un univers de viață închis, în care personajele visează mereu o altă lume, depărtată și iluzorie. Un univers închis în care micile bucurii și micile tristeți ale traiului cotidian capătă intensități și reverberații dramatice. Un univers închis în care puritatea oamenilor și aspirațiile lor, oamenii înșiși, se sufocă și pierd. În Curtea Minunilor, printre melodii triste și zvonuri de chitară, întrerupte în final de un acord frânt, de parcă strunele s-ar fi rupt, destinele se întâlnesc și se despart, conflictele amenință, izbucnesc și trec, oamenii vin și pleacă, viața și întâmplările curg molcom în legănarea clipei. Fiind observator al vieții, dramaturgul Scambanelis desenează o izbutită frescă a periferiei, atent la implicațiile sociale și îndeoseb la acele amănunte ale traiului cotidian care cuprind, ascunse sau la vedere, semnificațiile unui anume mod de viață. În Curtea Minunilor nu se petrece, de fapt, nicio minune. Singurul miracol e miracolul vieții. Cresc mai profund, iar bucuriile sunt mai zgomotoase. Este o viață mai adevărată. Treci de cafeneaua din colț, ai impresia că străduța se îngustează și parcă se termină. Dar dacă privești peste uluci, vezi că în curtea cu căsuțele mici și dărăpânate locuiesc niște oameni. Mai tot timpul și-l petrec afară, în curte, pe scaunele, în fața ușilor. Serile spre Sfințit sau duminicile stau și discută. Așa se face că aici toți vecinii formează o familie, iar curtea este locul unde se împărtășesc dorințele și necazurile, năzuințele și idealurile lor prăbușite. Aici o vom întâlni pe bătrâna Coana Aneto, cântând mereu Ramona și gândindu-se la fica ei, pe care un englez a luat-o de nevastă și a adus-o cu el la Londra, și pe harnica Maria, soția unui fochist de vapor, care dacă apare acasă odată pe ane o mare minune, pe tânăra și vesela pereche Vulia și Babi, pe frumoasa Olga, pe cum se cadele Stelios, soțul ei, și pe Dora, cea mai tânără dintre toți, dar și cea mai admirată.
seară. Maria brodează la o față de masă. Lângă ea, Vulia își potrivește părul cu o farfecă. Dar ce faci, Vulia? Stai singură părul? Ah, dacă aveam bani, Mario, mă duceam la coafor, așa. Zilele trecute vă lăudați că aveți. Aha. Asta era zilele trecute. Acum ne suflă vântul prin buzunare. Sunteți amândoi niște nebuni. Eu nu-s vinovată. Babi e mână spartă. Las, că nici cu tine nu-mi e rușine. Niciodată nu te-am văzut dând înapoi când te îmbie la chef. E, asta e și de ce aș face? Suntem tineri. Ne bucurăm și noi un pic de viață. Ar trebui să mai puneți și voi ceva deoparte. Dacă ar avea o slujbă, sigur aș mai zice. Dar așa, o săptămână lucrează, două stă. E, tocmai de-aia ar trebui să fiți și voi mai chipzuiți. Să nu vă cheltuiți toți banii deodată și pe urmă să răbdați de foame. Așa e, Mari. Dar vezi tu, când o duci două săptămâni ca vai de lume, vrei să mai răsufli puțin, să da, mai... Da. În sfârșit, treaba voastră. Îmi stă bine, a? Foarte bine. Ia-uzi cu Ananeto ce veselă e. De ce? Ieri și-a scos banii de la bancă și a trimis în Anglia. Nu vorbi tu! Și cu ce o să se mai ducă în insula Paros? Ai știi? Hei, măicuță, dar ce-i cu hărnicia asta pe dumneata? Ce-am auzit cu Ananeto? Măi, le părăsești? Da, plec. Nu vreau să vă mai deranjez. E, bravo! Stai și matale, prea le pui pe toate la inimă. Dacă ne-a scăpat și nouă vorba acolo, mata, gata, te-ai și burzuluit. Ia, hai, vino încoace, vino lângă noi. Hai, știi că te iubim, doar aici ne mâncăm amarul cu toți împreună în curtea asta. Hai, vino ce naiba! În Anglia, altfel suntem obișnuiți. De-aia și plec. Nu mai stau, mă duc să stau un an la Paros. Să răsuflu și eu și voi. Ea, Ananeto. Și dacă o fi să nu mă mai vedeți, apoi să mă iertați? Doamne, ferește, dar ce mai fi și asta? Hai, vino încoace. Hai, dă-mi valiza să-ți o șterg de praf. Lasă, Mario, lasă, nu-ți murdărim. Hai cu Ananeto, hai, stai puțin și te odihnește. Bine, frumoaselor. Atunci să trag și o țigară. Așa? Valiza însă mi-o aranjez singură. Grozav îmi place să-mi aranjez valiza. Bine, nu? Hai, uite, stai aici. Mario, ce tot coși și descoși fața aia de masă? Chiar așa. Mai brodez și eu când am chef, să-mi treacă de urât. Eu una în locul tău m-aș duce la plimbare să iau puțin aer. Poate pune ochii cineva și pe tine. Doamne ferește, dar nu se face cu Ananeto. Cum să mă duc să mă plimb așa? Ce e? Acum? Dacă bărbatul e fochist, trebuie să-ți petrezi zilele brodând. Ascultă-mă pe mine, Mario. Nu și rosește el vremea degeaba pe acolo, pe unde ancorează. Ei, lasă-o în pace, lasă-o în pace. Nu mai necăji și mata. Ască-și. Hai, mai bine spune-ne cum ai făcut rost de bani pentru drum. Da, ce? Am ridicat pensia pe 4 luni. Așa. Am mai împrumutat, mai scot ceva și din chiria odăii. Care odaie? Asta de aici, drăguțo, că doar n-am alta. Cum? Este odaia mea și dacă vreau o subînchiriez. Cu Ananeto, cum o subînchiriez? Nu-i ce vă băgați nasul unde nu vă fierbe oala. Păi de nu trăim noi toți ca într-o familie? Dar ce ți-a cășunat să ne aduce o străină? Tu de ce taci, Vulia? Da, Maria are dreptate. Chiar așa, știe ce poamă o mai fi. Dacă nu e femeie, e bărbat. Bărbat? Doamne ferește! Da, încă ce bărbat, o frumusețe. Are un păr, maică, măiculiță. Mă, iartă-mă, Doamne, că mă prostesc și eu. Bine, dar cum o să bagi aici un străin? Aici unde suntem atâtea femei și fete. Tocmai! Nu te-ai gândit și dumneavoastră? Dacă vi-e rușine, n-aveți decât să nu vă arătați. Cum să nu ne arătăm? Auzi, Polo, femei măritate și vă... Înțeles să-i fie frică. Dori, că e tânără. Dora! Dora! Da! Dora! Dar unde te duci, mă rog, așa gătită? Iar o șterge. Cât o fi ceasul? 7:20. Tot cu ăla, cu taxiul? Da, bineînțeles. Bravo, îmi place că te ții mândră, parcă ai fi în Anglia. Acolo mergeam numai cu mașina. Adevărat, și Ananeto? Da, cum, cu mașina ginerului meu. Ce frumos trebuie să fie la Londra. Tu, Dora, acolo ai fi făcut prăpăr, nu alta. I-am privit ce frumusețe de fac. Te priviți-o numai, proaspătă ca un trandafir. Ce să spun? Tu să nu te deoci.
Eh, și cum merge? Vă logodiți curând? Mm, când nu vrea el. Dar de la necunoscutul ăla, ăla cam... Mm. Ai primit vreo scrisoare? Chiar azi! Uite-o! Așa, vrei să citim? Hai, hai, să ne mai distrăm un pic. Așa... Iubita mea, aș vrea să mă stăpânesc, să nu-ți mai scriu, dar nu pot. Ești singurul om căruia simt dorința să împărtășesc gândurile. Gândurile pe care mi le fac pentru viitor sunt legate de tine. Cine-o fi tu? Vreau unul de la cafeneaua din colț. Ia zi mai departe. Știu că nici tu nu ești mulțumită de viața pe care o duci. Știu că tipul acela cu taxiul care vine să te ia în fiecare seară nu este omul pe care îl visezi. Adeseori noaptea când te întorci târziu, te pândesc și te văd obosită și amărâtă. Aici are dreptate, zi. Bulia! Bărbată-mea! Sofiana, Bulia, vină, dragă! Ce vrei, dragă? Aici sunt scumpă! Dar mișcă-te mai repede și scapă-mă de povara asta, parcă aș fi un hamar cu atâtea pachete, dragă! Uai, dar ce ai adus? Mai știu și eu, carne, pește, de brânză, salamuri, sardele, frutezi, bravo! Am ghicit, ți-a adus la bani! Femeie! Vrei să strig în gura mare de unde i-am luat sau cine mi-a dat? N-am secrete față de Maria și Dora, nici de Coana Anetă, dar date sunt treburile noastre și numai ale noastre. Am sau nu dreptate, Coana Anetă? Așa e de bătăiosule, dar iubim mai sare muștare. Nu vă supărați, dar sunt treburi personale, nu? Bine, bine, Gabi, dragule. Lasă. Uite, uite, uite. Bine, asta ce frumos. Mărgele! Îți plac? Uai, ce frumoasă! Unde le-ai găsit? Auzi minte de femeie proastă. Dar ce înseamnă unde le-am găsit? Dar ce-s vorbele astea? Hai, ia-le! Stai să ți le pun eu la gât. Sunt frumoase? Nu-i așa că frumoase, Dora? Ia-te! Tu ce spui, Mario? Îți stau bine, nu-i așa? Ia-te! Doamne, să le port sănătoasă! Foarte și? Exact și cum ai spus tu! Hai, fugi în casă cu pachete! Ia-te ce bine! Sunt minunate, sufletelule! Minunate să le port sănătoasă! Mulțumesc, Babi! Mă duc să mă uit în ochi! Du-te! Babi, ai aflat? Bătrâna și-a subînchiriat camera. O să ne bagi aici un străin. Ia-o și tu puțin la roză. Lasă-mă, o pun eu la punct. Dora? Da? Dora, vreau să te rog ceva. Da. Uite, am ceva bani de toate. Vreau să-i cumpăr Vulii o rochiță, dar fără să știe ea. Surpriză, mă înțelegi? Am înțeles. Eu nu mă pricep. Vii cu mine mâine sau pe mine, sole. Da, mergem. Dar să nu sufle o vorbă, auzi, l-am înțeles, e surpriză, știi? Babi, zău, spune-i bătrâni. Fă-o să înțeleagă că aici suntem numai femei. E cum o să ducă printre noi un bărbat? Bine, e regulă, vorbesc cu ea chiar acum. Dar foarte sănătoasă, drăguta de ea, ce mândră e cu ele, sunt minunate. Ești gentleman, Babi, în Anglia așa se spune. Hai, du-te, gentlemanule, că te așteaptă! Sunt la mar, dracu de gentleman! Ai văzut? 3 zile a lăsat o flămândă. Ba, mai și scărpinat-o. Și astăzi i-a cumpărat podoabe. Mare se grădina, doamne! Ce știi dumneata? Gata, trebuie să plec? Urișape? Am fugit! Ferice de ea! Domnișoară! Da! Aici locuiește o doamnă... Anito! Da, uite acolo! Fugitor! Te caută domnul! Bine ai venit, domnule Stratos! Te așteptam! Bună seara! Care-i camera? Poftește să o vezi! Hai, poftim pe aici! Cum aceea de acolo? Păi... E parcă altfel îmi spusește. Cum altfel voi zice? Spuneai că are ușa la stradă! Și cât e până în stradă? Nu, Coana, dragă! Eu ți-am spus... Nu-mi convine cu intrare prin curte. Eu n-am poftă să mă privească 40 de perechi de oi când intru și când ies. Nici să nu te închisești de asta. Aici toți suntem oameni cum se cade. Fiecare își vede de treaba lui. Lasă că știu asta, dar... Vai de mine. Bună seara, Coana Anetu. Bună, Olea, bun. Cum ai spus? Olea? Da, Olea. E rusoaică. Numele ei adevărat e Olga, dar noi spunem Olea. Stă cu noi. E drăguță, nu? Chiar frumoasă. Hai, vino să vezi camera și de nu ți-o plăcea, păi să-mi spui. Ia, privește numai. Odaia are o poziție foarte frumoasă, cu vedere spre munte. Uite, de aici vezi toată Atena în palmă. Poftește să te convine. La ușă. Hai, domnule. Olga, baba și-a închiriat odaia. Serios? Și eu ce pot să fac, Maria?
Acum ce poți să faci? Spui și tu bărbatului tău asta să faci. Oh, să fi fost al meu aici, o lămurea el. Te zici și tu, dacă vine și ăsta, mai poți umbla prin curte în halat? Mai poți dormi cu geamul deschis? Mai poți să te dezbraci și să te speli la cișmea când știi că printre noi se află un bărbat străin? Bine, bine, Maria. Îmi să-i spun lui Stelios când o să vină, să vedem. A, uite-l, uite-l că tocmai a intrat. Vorbești de lup și lupul la ușă. Bine veni, Stelios. Bună, Mario, bună. Bună, Olea. Bună, Stelios. Azi am terminat mai devreme. Bă, ce căldură. Stelios, ce, da. Ce ați pățit? Bătrâna a adus un chiriaș. Ce fel de chiriaș? Nu contează, oricine ar fi. Mai parcă ne înțeleseserăm limpede să nu ne aduc aici pe nimeni. Lasă, Mario, aranjez eu totul. Dacă nu înțelege de bună voie, o să o facă de nevoie. Olga, ce ai mai făcut tu? De unde ai fost? La mătușa mea. Dar tu? Îți spun. Hai înăuntru. Uite, aici intră! L-am văzut cu ochii mei! Uite! Ei, tu de acolo! Cu mine vorbești? Dar cu cine? Ce-i aia? Poate iubi de Pol! Olga! Care Pol? Cum vorbești, mă? Care Pol? Serios, cine e ăsta? Ieși afară din curte! Ieși afară! Afară? Hai de mărântări afară! Să dai Pol, mă! Adu Pol! Nu! Ia-mă-l pe Babi! Serio! Babi! Serio! Ce s-a întâmplat? E un hoț! I-a găsit 3 cărți sumasă la cafenea, un as și 2 dame! Minte, Olga, nu-i adevărat, minte! Asta-mi va liberule, bă, potrogarule! Adu Polul! Lasă-mă, Polilio! Pananeto! Hei, vecine! Mare Polilio! Te dau un judecată, derbedeule! Ești afară de aici! Eu, derbedeu? Lasă că s-a răzut! Ai unde bobică de trăsut! Polilio! Mă ia martor pe toți! Hei! Ieși afară, golane! Golan sunteți voi toți! Asta ca să te înveți să vorbești ca lume. Eh, ăsta, cum mai zic și eu, până în stradă s-a dus de atura. Da, dumneavoastră cine sunteți? Cine v-a rugat să vă băgați? Olga, Maria, cine e dânsul? Să intrăm în casă, Stelios. Haide, lasă. Haide, vino. Domnule Stratos, mi-a plăcut. Ai o mână de afle. A, dar uite, sângerează. Vino să-ți pun puțin spirit. A, nu te închisi, eu nimic ca toată. Amărâți, ne-au întrerupt tocmai când era gata să cădem la învoială. Hai, poftește înăuntru, ca la dumneata acasă, domnule Stratos. Poftește, zău, să vezi că cele 2 luni care au trecut, Stratos s-a obișnuit cu vecinii săi. E o dimineață însorită de duminică. Stratos, în pragul camerei, cântă la chitară. Lângă el, Stelios, acum prietenul lui cel mai bun, fumează privind albastrul cerului. Ceva mai departe, Dora și-a improvizat un șeslong din 2 scăunele. Face plaje în timp ce răsfoiește o revistă ilustrată. Tu, Stratos! Ai fost vreodată duminica la hipodrom, la curse? Ce să fac acolo, Stelio? Să arunc banii pe prostii? N-ai dreptate! Depinde cum faci pariurile. Dacă cunoști secretele, ai jucat vreodată sau nu te pricepi? Greu să spun, nici nu mă interesează, Stelios. Cum de nu te-ai dus la plajă, Dora? Tu, care nu scapi nicio duminică. S-a stricat carburatorul. Mașina e la atelier. Păcat. Ah, cursele. Duminica trecută frizerul din colț s-a dus la hipodrom cu un sutar și s-a întors cu 3500. L-am învățat eu ce cal să joace. Bravo ție. Asta e ceva. Idee am câte vrei. Însă n-am capital. Uite, azi
Azi în cursa a treia se pot câștiga bani buni. Hai să vezi. Iar se ceartă Vulia cu Babi. Iar să fie! Drăzniță pe mine! Ce-ați ne despărțim, Dora! Ai vezi de treabă, Babi, iar o iei razna. Nu mă despart, plec! Delios, plec! De una scungurească doi porumbei și azi iar va apuca. Dumnezeule, ce chin! Auzi, Stratos, să nu te încurci niciodată că s-a zis cu tine de azi! Eu plec! Stai locului meu, stai locului aici, măcar suntem toți ca o familie. Unde vrei să te duci, Babi? Unde? Află că plec tocmai în Australia. Tu crezi că se poate pleca așa ușor? 25 de lire în două luni ești acolo. Cunosc eu pe cineva care se pricepe să aranjeze asemenea treburi. Numai cu 25 da, da, de lire zici? Da, da. Asta înseamnă vreo 7.000 de drahme, nu? Plus drumul încă 4-5.000, una pe strada vreo 12.000. Ia uite-te, domnule, toate căpătuiești pentru toată viața, nu? Ah, ce-aș mai pleca și eu. Da, da, da. Acolo găsești de lucru cât vrei. Și dacă mai ești cât de cât de sculcăreț, îți încropești o trebușoară personală și gata, ești cineva. Am auzit că unii găsesc pe acolo chiar și aur, petrol. Nu mai spune că am filme. Dora. Tipo, o auzi? Da, o auzi? Simt că de 3 zile m-ai lăsat fără niciun ban. O auzi, mare și cap să vorbească. Când sunt lepte, nici nu te uiți la mine. Minți! Tot eu sunt de vină, nu? Dora, nu mai. Da. Dora, spune tu. Da. M-am plâns eu vreodată că n-am avut ce mânca. Nu, nu, dar faci niște murdre când ele hami de omul și se mai uită la tine. Mai bine să-i trăvim să ne căutăm alte rosturi în viață. Gata, gata, nu mai vreau. Nu mai pot. Doamne Dumnezeule, ce faci să aude până în stradă? Ia, ia pe cel din gură. Știți ce am aici? O scrisoare de la Coana Nesu. Vezi, a amintit ea de noi. Ce scrie baba? E adresată tuturor. Ia, ia ascultați. Scumpii mei copii, Maria, Olga, Dora, Vulia, Stelio, Babi și tu, Strato. Auzi, copiii ei. Sunt sănătoasă, ceea ce din suflet vă doresc și vouă, vouă tuturor. Aici în sat o duc bine, toți s-au bucurat când m-au văzut, rudele, prietenii, cunoscuții. Nu pot să vă spun ce frumos a purtat toată lumea cu mine. Se întâmplă uneori să mă poftească la masă și câte două familii deodată. Oh. Îmi amintesc mereu de voi. Drăguța de ea. Mai ales cum ședeam serile în curtea noastră și ne spuneam ce aveam pe suflet și trăiam atât de uniți. Nu, că aici a nimerit-o, da? Și ne iubeam ca și cum am fi fost o singură familie. Da, bă, drag. Săptămâna viitoare o să primiți un coș cu fructe și niște brânză pentru voi toți. Vă sărut pe toți și să ne revedem cu bine, Aneto. Ce femeie cum se cade, ce suflet. V-am spus eu că o să ne scrie. De două nopți o visez. Ai văzut, ne trimite și fructe și brânză. Da, vă doresc poftă bună. Eu nu am să fiu aici. O, Babi, iar v-ați certat. Tare mică să fie. Tu, că te... Cum o lași? Cum o lași singură, Vulia, draga mea? Hai, vino până la mine. Babi, ești serios. Poftă să-ți mă sunt cu mintele serios. Hai, ești, domnule Babi, ești. Asta se numește lipsă de bun simț. Da. Și mai ești și lași pe deasupra. S-o știi de la mine, prietenul tău, Stelios. Ia, te rog de ciop de oală spate. Tocmai tu te-ai găsit să mă vezi ce ai un bun simț? Asta să-mi le spun un bărbat, nu un... Ascultă aici la mine. Îți strici casa și e păcat. Vede-ți mai întâi de casa ta, Caragiosul, și pe urmă să te uiți la a mea. Așa, așa, mai sus. Cine este ăștia? Măsoară, ce fac acolo? Da, parcă măsoară cu o ruletă. 9:60. Bună ziua! Bună ziua! Vino și ține aici unde e semnul! Da, da, scuzați, vă rog! Ce fac ăștia aici? Care e centru? Am pus o linie! Puțin mai încolo, vă rog, să nu călcați pe parunică! Da. Dar mă rog, ce faceți aici? 10 și 18! Terenul s-a vândut! 18! Cum s-a vândut? Care teren? Care teren, mă rog? Dă-te la o parte să măsurăm lățimea! Da. Care? Ăsta, terenul ăsta s-a vândut. Prin urmare s-a vândut. Știți cumva și cine l-a cumpărat? Nu știu. Voi toți locuiți aici? Da, cam mult. Credeți că o să ne gonească de aici? Ha? O să facă și pe locul ăsta un bloc? Asta n-avem de unde să o știm. Mie unul prea puțin în față. Eu tot plec. Salutare! Babi, prietene, stai, Babi! Lasă că-i trece. Nu, mă duc după el. Nu se poate să plece așa. Babi, stai, Babi! Mă bine te-ai mutat aici. De ce nu pleci? De ce? Nu mai împreună cu tine.
ce bine era mai înainte. Dacă nu veneam, nu ai fi rămas aici până sfârșitul zilei vor tale. Au fi fost o mie de ori mai bine. Și eu duceam mai bine înainte, Olga. Să știi, mă țineam numai de plimbări și petreceri. Nu am păstrat de nimic. De despre femei? Nici nu mă închiseam. Doi bani nu dădeam pe ele. Azi una, mâine alta. Dar acum am prins rădăcini în curtea asta. Tot timpul mă ține de gânduri și doar îmi putea schimba o privire pe furiș. Strat. Și acum unde s-a dus? La cafeneala, hipodrom și pe urmă. Dumnezeu cu mila. Iar vine până la miezul nopții. Asta-n cel mai bun caz. Olga, mergem pe plajă? De ce taci? Hai, mă. Ieri am stat acolo ceasuri întregi singură. Mi se părea că-ți mai aud râsul. Mă duc să mă îmbrac. Bine. Hai, doamne. Hai, vino. Ascultă, Stelios. Nu le iau fi în casă? Fie înăuntru. Așteaptă puțin. Babi! Fiule rătăcitor, ce-i cu tine? Și te-ai și întors, Stelios? Da, da. Plecăm împreună. Încotro? În Australia. Peste două luni să-mi faci semn cu Batista de pe chei la Pireu. Cel mult peste două luni, da. Credeam că joci cărți la cafenea. M-am întâlnit cu Babi în col și am mâncat cu Stelios un munte de sare. Chiar dacă uneori ne mai luăm la harță noi toți. Sunteți grozavi, aventurierilor. Da, mă duc și eu să fac o plimbare. Mă plictisesc singur aici. Du-te sănătos. Petrecere frumoasă. Dar găsește și o drăguță, că de tinerețea. Și nu uita, Stratos. Parcă te văd pe chei la Pireu. Bine, bine, la revedere. Babi, sunt gata. O clipă, numai să-i spun și Olga unde sunt. Nu mai căuta. A plecat. A plecat? Unde? Nu știu. S-a îmbrăcat și a plecat. Și n-a spus unde se duce? Nu, poate știe Maria. De ce nu spune niciodată unde se duce? Dar tu, nevastă, încotro. Treaba mea. Acum sunt liberă. M-a lăsat podoaba aia de bărbat și uite că sunt. Bine, bine, stai bine, lasă gluma, hai, mai bine pune masa. Pune-ți-o singură. Și mută-ți gândul de la mine, domnule Babi. Vulia, dragă, iartă-mă, na. Să știi că, uite, m-am dus doar până în colț și am simțit așa un pustiu de moarte în inimă. Stăteam așa ca un prost. Doar să o găsi cineva să-mi spună, unde pleci, mă, nebunule, mă? Hai, întoarce-te acasă la dragostea ta. Cum părăsești tu o fată ca ea? Întoarce-te acasă și iată-mă. Știam eu sufletul. Bun, scump. Spune-i lui Stelios să vină să mănânce cu noi. Eu mă duc să pun masa. Da. Stelios, frățioare! Hai, vino, hai să mâncăm ceva. Dacă Olga tot a plecat, vino. Ea n-are nicio vină. Și-o fi închipuit că nu mai vin până seara. Da. Și a plecat. Da, păi sigur, că altfel ar fi stat acasă. Știu și eu, mai Babi. Știu și eu. Altădată nu faceam un pas fără să-mi spună. Dar acum... I s-a făcut lehamică de mine? Mai ales din seara aia cu scandalul. Că atunci cu porul ăla. De căzut din calea afară în ochii ei. De atunci de când Stratos i-a dat un pumn al meu. Parcă eu nu puteam să dau cu el de pământ. De atunci numai despre el îmi vorbește. A ajuns să mă disprețuiască? Tocmai de-aia trebuie neapărat să mă refac, altfel trebuie să plecăm în Australia, Babi. Trebuie, cu orice preț, trebuie să revenim oameni și noi. Babi, plecăm? Băi, eu nu m-am hotărât. Gata, plecăm împreună. Bate parul. Să fie într-un ceas bun. Împreună să ne fie mai ușor.
La început o să muncim în draci, nu-i așa? Ne cheltuim o lescaie, dar nu reușim să punem ceva deoparte. Și pe urmă începem cu afacerile. Câte două, trei deodată, așa, știi? Mai să plecăm mai repede de aici, ah, Doamne, să plecăm mai repede. Să ajung odată pe pământ nou. Și atunci ai să vezi cine este. Hai, frățioară, hai să bem un pahar, așa, de sapte, hai, hai. Cu toții. Ba nu, iată pe Olga, lipită de gard, privind neliniștită în stradă. Parcă așteaptă pe cineva. Deodată fața ei se luminează. Te așteptam, frate. Asta e întârziat. E prima oară când îți spui asta. În celelalte serii nu mă așteptai? În toate seriile te aștept. Dar parcă e altfel astăzi. Tu nu simți nimic? Ce? Ah, da. Ce liniște e. Toți s-au dus. Dar cum s-a întâmplat o asemenea minune? Îndată ce Babi și Vulia au plecat, s-au împrăștiat și ceilalți. Așadar au plecat. Uh-huh. Acum pe semne stau îmbrătișați pe puntea vaporului. Numai Stelios nu era aici. Tocmai el? Dar unde? Nu știu. Lipsește de la prânz. Cu alte cuvinte, suntem numai noi doi. Uh-huh. Singuri. Tocmai de aceea ți-am simțit lipsa, Stratos. Așteptarea mă apasă. Și curtea asta parcă mă înnăbușă. Pentru mine e un adevărat iad. Și cu toate astea, când așteptam, Stratos, când așteptam, mă simțeam că într-un palat. Am ajuns să iubesc până și curtea asta urâtă, bucurându-mă la gândul că ai să fii tu, tu. Olga, Olga, draga mea, până acum nicio femeie nu mi-a vorbit așa. Nimeni nu mi-am găsit inima ca tine. Eu nu mai vreau să aud cuvintele astea aici, în curtea asta murdară. Nu, nu, nu pot să-l părăsesc. E totuși soțul meu. Dezmeticește-te, Olga. Privește-l cu ochi limpezi. E o zdreanță, un nemernic, un porămășa care fi în stare să te și vândă pentru câteva miare. Nu s-ar da înături. Vorbește așa, fiindcă nu-l cunoști. Ieri, uite, ieri a plâns toată noaptea ca un copil. A plâns? De ce, mă rog? Spunea că el mi-a stricat viața. Că e vinovat de toate, că dacă ar putea să o ia de la început. Uite, vrea să plece și el cu Babi. Ei s-au salvat, spunea, s-au salvat. Și plângea. Vrea să plece ca să câștige bani să-i toace la cărți. Iar pe tine te-ar fi lăsat aici fără să-i pese măcar. Mă iubește. Mă iubește, dacă îl părăsesc, se prăpădește. Aiurea! Știi câți bani am împrumutat din ziua în care i-a căsunat să plece în Australia? 1500 de drahme. Și știi cu ce condiții dau zilnic un sutar? Să se ducă la cafenea și să nu se întoarcă înainte de miezul nopții. Așa. Ai înțeles? He, he, drăguțu. El știe că între noi e ceva, dar sutarul, sutarul rezolvă totul. Nici Olga, Olga, hai să plecăm de aici. Da, a fost Elias. Ce tot mă întreb unde am fost? Eu te întreb pe tine ce faci aici? Ce fac? Am spus și eu așa. Parcă nu faci și singur, nu faci nimic. Stai de vorbă. Pur și simplu stai de vorbă. Atunci, de ce te răstești la mine? De ce? Of, Doamne! O vorbuliță, dacă îi spun mai mult, gata, se supără! Pune totul la inima șeia, Stratos. Hai, lasă, lasă, că și tu i-arunci câteodată niște vorbe de... Nu știu, nu știu, astăzi nu prea sunt în toane bune. Stratos, te rog, nu mai repezi. Ba nu, sigur. Să-l lasă... Treaba asta o lichidez eu, ai să vezi. Am să-i vorbesc. Da, da? Găsesc eu momentul potrivit când lipsești ceilalți și suntem noi trei. Nu, 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 nu vreau. De ce? Dacă era cum spui tu, nu s-a fi supărat. Bănuiește și-l doare, nu vezi? Bănuiește, dar nu-l doare. Asta e deosebirea. Joacă teatru ca să mă stoarcă de baci. Vine cu Ana Redo. Eu mă duc în casă. Stai, 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 mai stai. Altfel observă baba și știi ce gură are. S-a și făcut șase. Cred că au și parcurs vreo 60 de mile.
Ci că vaporul a plecat la trei. Dar ce-i cu tine, Stelios? Te căutau Babi și William. Da. Sau necăjit nu putea să înțeleagă ce ți s-a întâmplat. Împreună v-ați hotărât, împreună făceați planuri și la plecare n-ai apărut nici măcar să ți-ai rămas bun. Chiar așa. Sau, Stelios, trebuia... Dar băi, lăsați-mă și pe mine să spun o vorbă. Am întârziat, știu. Pe mine aflat că am fost la Pireu să-i caut. Am cotrobăit toată vama, dar n-am dat de ei. Nu i-am găsit nicăieri. I-am rugat pe marinar, pe ofițer să mă lase să mă urc pe vapor, degeaba. Cum? Ei erau pe punte? Nu i-am văzut, era lume multă. Când se plece vaporul, am strigat cât am putut mai tare, am strigat, am fluturat Batista. Îmi spuneam că poate să mă vadă ei, da. Ai mâncat, Stelios? Hai, nu vin în casă. Uite, eu mă duc să pun masă, hai, vino. Nu mi-e foame, Olga. Fetelor, ia-te-mi din coate, Olga, ce? Maria! Ce vreau să vă spun? Am un secret. Vezi, Stelios, îmi spuneai cândva să vin la Pireu să te conduc. Dar în locul meu te-ai dus tu să-l conduci pe Babi. Și tot degeaba. Crezi, poate că n-am să plec. Peste două, trei luni mă îmbarc și eu, fi sigur. Poate e mai bine că Babi a plecat înainte. Așa o să găsesc o bază când o să mă duc acolo. Știi ce mi-a spus? Că primii bani pe care o să-i primească, o să-mi trimită mie pentru drum. Acolo însă va trebui să te lași de... Ce vrei să spui? Să te lași de cărți. Nu sunt pătimaș. Da? Atunci de ce joci? Păi cum să fac rost de bani? Trei prăvăli am deschis și toate trei s-au dus. Acum sunt un prăvădit de contropis, se schimbă șeful și apară. Gata, alții la rând. Joc și eu cu nădejde, de asta joc. Am nevoie de 12.000 de drahme ca să pot pleca. Unde să-i găsesc dacă nu joc? Numai că tu pierzi mereu. Asta e adevărat, Stratus. Dacă nu joc, speri. Dacă stai cu mine în sân... Cuvinte, acum nu o mai iubești. Nu știu cum să-ți explic. Eu nu-i vreau rău, din potrivă. Eu doresc tot binele din lume. Ah, te-aș ajunge odată în Australia. Atunci ai să vezi cum toate se vor schimba, toate, ca prin farmec. Am să-ți plătești și ție datoria? Ah, vezi de treabă. Dar de ce? Nu sunt dator? Eu am renunțat. Cum se poate? Mă consider un excroc care ia bani cu împrumut și pe urmă pe aici drumul? Nici pomeneală, dar aici e vorba doar de câteva sutare. Asta vreau să spun. Și dacă mai ai nevoie, cere. Nu mai vreau, crede-mă. Hai, las. Hai, ia și noroc mult. Și când ai să te duci în Australia, ai să mi înapoiesc pe toți grămadă. Dar trebuie neapărat să ajung în Australia. Bine. Hai, du-te. Hai. Mulțumesc, frate. Mulțumesc. Mă duc. Nu mai ai să-mi iau o haină. Acum pot să plec și eu. Măi, Strato! Nu e aici, a plecat. Unde s-a dus? Pe mine te-ai găsit să mă întrebi? Bine, dar adineori era aici. După ce ai intrat tu la tine, aștept-o și el. După ce am intrat eu? Și unde s-a dus? De unde vrei să știu? Dacă nu spune el ție, care ești prietenul lui, căruia îi dă mereu... Ce-mi dă? Păi nu ți împrumută tot timpul bani? Eu îi cer. El îți dă cu amândouă mâinile, cu toate că e zgârcit foc. Păi, atunci de ce? Parcă ai avea orbul găinilor. Olga e frumoasă, nu? Cum? Ălaltă e, uite, chiar la ora asta. I-am găsit stând unul lângă altul, aproape de tot. Șopteau între ei. Și unde ședeau? Înăuntru? Nu, acolo pe bancă. Cine mai era aici? Nimeni, numai ei singuri. Și ce vrei să spui cu asta? Nimic, așa... Să mi se vină zărit? În seara aia când l-a bătut pe tipul ăla, am observat că lipsește ea, lipsește și el. Crezi că sunt înțeleși? Dumnezeu știe. Bre,
Bretu, mai mult cumperi decât minți. Dacă știi ceva, dă-i drumul, vorbește odată. Frizerul mi-a spus că i-a văzut ieri pe țărmul mării. Cum? Păi, unde? Olga e tânără, nu? Cu tine o duce prost, mânioara ei tânjește. Eu puteam să pun mâna în foc, așa are să se întâmple. Zici că i-a văzut frizerul? Păi, da. E bine, mă duc să-mi spună cu gura lui. Stai. Nu, să-mi spună eu. Stai, omule, stai serios, serios. Toate astea ți le-am povestit așa, spre binele tău. Nu fiindcă spor pică. Ți-o jur pe fericirea fiicii mele. Ca să nu mai fii de râsul lumii. Râsul lumii? De râsul lumii? Dar asta e, toți mă socotiți un idiot. Un caragios. Dar eu nu sunt un caragios. Doamne, să nu facă vreo prostie. Doamne, ce văd! Gloria! Gloria noastră! Dar ce s-a întâmplat? Cum te v-ați întors? Mario, vină repede, Mario! Ia uite! Doamne, ferește! Gloria! Mami, ați venit înapoi! Dar ce s-a întâmplat? De ce plâng? Mami, ce cu voi? Vorbește, tata, spune ceva! N-au tras pe spoară! Vai de mine! Ce s-a întâmplat? Ai vorbit odată, lămuriți! N-au tras pe spoară, Mario! Cine? Ăla care este obligat să se arage de treabă și l-am plătit ca să ne trimită! Dar vă scosese și amurile, pașapoartele, mi la arăt! Erau false, noi ce știam, noi? De mine, dar unde sunt pașapoartele? Mi l-a luat înapoi, spunea că are nevoie de ele ca să scoată biletele. I-am dat și banii! I-am dat atâția bani pe mână, Doamne! Nu puteam să mă închipui, cum puteam? Ne-au tras pe sfoară, Olga! Vai, v-ați dus la poliție? Da, ne-am dus, Olga, am dat ce folos. Vapor a plecat. Doamne! Gărmani, copii, nu mai plânge! Hai, nu mai plânge! Doamne, babi era să se arunce în mare. Eu am început să țip și atunci au alergat și alții și l-au ținut. Te omor să adune, îți vinzi hainele, cearceafurile, verighetele și ești tras pe sfoară. Să vezi vaporul plecând și tu să rămâi pe afară, aruncat, ca un gunoi. Nebuna asta striga vaporului să stea. Vai, Doamne, dragă, Mulia! Cine-i cu mine? Ei, l-au tras pe afară! Cine? Ăla care trebuia să ne trimit, auzi? Ăla care tu îi spuneai că este binefăcătorul nostru! Babi! Toate au fost minciuni, Stelio. Ne-a lăsat pe drumul și... Așadar, a șters putina? Da, da, da. Și nu o să mai plecați? Nu. Nu înțeleg, nu pricep. Nu. Și atunci când o să plecați? Nu mai plecăm, Stelio. Ne-au distrus. Romor! Romor, spune-mi cum îl cheamă și unde stă. Ticălomor! Habar n-am unde stă, dacă știam. Dar tu unde te întâlneai cu el? Nu, la cafeneau. Și cum îl cheamă? La ce bun, crezi că mi-l-a dat pe cel adevărat? Lasă, Stelio. Nu, Olga. Hai să vezi tu acum cine e Stelio. Hai să vezi. Babi, pentru numele lui Dumnezeu, haide să-mi-l arăți! Hai cu mine, Hai cu mine! Lasă-l în pace, Stelio. E pe jumătate mor, nu-l vezi. Mâine dimineață, dacă suntem sănătoși, vă duce. Hai, Bulea, veniți să stați la mine, să vă reveniți. Nu mai plângeți. Închipuiți-vă că o să plecați astăzi. Uite curtea noastră, ce frumos. Mario, eu mă duc să pun niște cartofi la prăjit. Du-te. Hai, veniți la mine. Coraneto, l-am întrebat pe frizer. Da. E tocmai așa cum mi-ai spus. Stratos e în casă. Da, uite-l că tocmai vine. Dar nu-i momentul potrivit pentru scandal, Stelio. Bună seara, Stelio. Eu mă duc la copii. Știi, Stratos, s-au întors Vulia și Babi. Cum? Când s-au întors? Stai! Stai, Stratos! Du-te, Conaneto, lasă-ne! Da. Cu cine ai fost ieri pe plajă, Stratos? Vorbești prea multe, Stelio. Sunt gură spartă! Sunt precar, o hahaleră, un caragios! Dar e dreptul meu! Dacă ești bărbat, să-mi spui cu cine ai fost! Nu mi-amintesc! Auziți, fraților! Ia venit! Așa, Stratos! Așa, nu te amintești! Nu te amintești! Orga! Orga! Vino, Olga! Băi, nu vrea să iasă! Bine, mă duc eu la ea, Olga! Ce s-a întâmplat, Vulia? Olga, ce s-a întâmplat? Cu cine ai fost pe plajă? Băi, de ce faci? Ce ești tu, Doamne, ce facem? Eu mă duc acolo, hai și tu, Babi! Da, dar bine, zici, Vulia, să nu se întâmple ceva! Maria, tu nu vii? Hai, Doamne, te rapi! Da, Doamne, bun! Helio! Helio, ascultă-mă! Ți-o spun spre binele tău! Să nu o atingi!
să nu aud că strigă, auzi? Îți respect casa, mă auzi? Dar dacă ridici mâna asupra ei, mai bine fă-ți rugăciunea. Ai auzit? Nemernicule! Vino afară să ne explicăm pe cum vădați! Aolea, maică! Mai dărați peste masona de cutere! Am venit! Am venit, Stratus! Babi, ai cuțitul din mână! Am venit! Am venit ca între bărbați! Hai, mă! Apropie-te, mă! Hai! Ia! Uite bani! Na bani! Cât vrei, mă! Cât vrei! Na! Na! Na, stă-te, statul! Na! De ce? De ce? Ce să fac cu banii? Ce să fac cu banii? Ce să... Câțiva lucrători își fac de lucru prin curte. Peste cel mult o săptămână se isprăvește și demolarea. Durează 10 zile. Maxim. Ăștia cred că noi suntem vinovați. Ei atâta știu. De ce? Păi, sunt 2 luni de când i-am înștiințat. Aveau timp berechet să se care. Ce-or fi așteptat atâta, eu nu știu. Domnule Stratos, ajută-mă să cobor valiza. Da. Imediat, Coana Neto. Oh, parcă mi-a născut priveci. Fi avut eu un fecior ca dumneata, nu mai trebuia nimic. Ce-a mai turnat toată noaptea? O să mă mai duc de oare vreodată în insula Paros? Parcă nu-mi vine să cred. Ce-ai strâns lucrurile, Dora? Aproape, Babi. Vrei să-ți ajut? Nu, mulțumesc. Nu mi-a mai rămas decât niște mărunțișuri. Ce tristă e curtea noastră acum. Să fi fost el aici în clipa asta, totul ar fi fost altfel. Pietru Stelios. Eu mi-ar fi spus ceva. Un fleac, orice. Și totul ar fi părut altfel. Dora, el ar fi făcut să credem că mergem undeva, unde va fi mai bine. Mai în glumă, mai cu o minciună. Pentru că așa era el, un visător. La revedere. Poate cine știe odată ne-o mai vedea. Poate. Aiurea, spun și eu prostii. Da, vin imediat. Ei, vă sărut. La revedere. La revedere. La revedere. Drumul. La revedere. Să n-ai o casă ta în care să locuiești. Să nu știi niciodată ce trebuie să faci, ce o să se aducă ziua de mâine. Nu poți avea siguranță niciodată. Toate merg la voia întâmplării. Uite, azi de pildă. Toată noaptea turna cu galat. Vântul era cât pace să ia toate acoperișul. Iar acum? Acum ai și soarele și strălucește ca în luna mai. Uita! Stelianu Semnopulos! Stelianu Semnopulos! Nu stai aici, Semnopulos? Da sau ba? Are un telegram. Ce fel de telegram? Mai întâi scăliște și după aia poți o iei și s-o citești. Da, nu sunt eu. Olga! Olga! Unde să-i scălesc? Aici! Nu! Să nu ați zis. Atunci, cine s-o ia? Nimeni. El e aici? Nu. Stelios nu mai este aici.
atunci nimeni n-are dreptul să o ia. Nimeni! Uite ce-i poștașule. Groapă. Fă-o groapă și înmormântează-o. Ea însă să nu atingă. Să nu pună mâna pe telegram. De ce? Nu locuiește aici? S-a omorât, domnule. Ea l-a omorât. Dumneavoastră sunteți... Sunt... văduva. Cum ai spus? Să nu puteți să rostești niciun cuvânt. Lasă-i sufletul să se odihnească. Dar era bărbatul meu. Ah, el era bărbatul tău, dar tu... Nu erai nevasta lui. Nu. Împreună cu copnicul tău l-ați făcut să se arunce în carieră. Voi doi, voi care ați crezut un idiot, un caragios. De ce v-ați bătut joc de el? De ce? El te iubea cu adevărat. Mi-a mărturisit mie. Am văzut plin de sânge strivit de pietrele carierii. Pe Stelios, m-au zis? Pe Stelios! Olga! Vrei să iei telegrama? Dacă vrei, ia-o și nu mai asculta pe nimeni. Domnule poștaș, du-te și ia telegrama asta cu dumneata. Adică s-o trimit retur? Da. Gata, Ana Marie, vii? Viu. Am încărcat totul. Viu. E, încă o dată, să fiți sănătoși. Rămâni sănătoși. Mă rog. S-a dus și Maria. Și eu ce să fac? Nu mă trage inima să plec. Nu pot să plec. De ce să mă duc aici? Aici e țara mea. Aici trebuie să găsesc de lucru, pâine, casă. Aici vreau să le am. Aici! Numai aici! Ai dreptate, Barbie, scumpul meu. Ei, hai, Barbie. Haide, mă ajută la balon. Pleci și tu, Olga. Olga, ce ai rămas așa? Da. Plec cu Ana Neto. Să fi avut eu o fică ca tine, nu mi-ar mai fi trebuit nimic. Rămâi sănătoasă. Olga. Așadar? Pleci. Da. Plec. Vrei să... Să ne mai vedem niciodată. Niciodată. Știu. O să fie mai rău. Și așa e rău, Olga. Olga. Eu te-am iubit. Mi-ai spus de mult. Lemnari!
e de la demolări de vânzare? Lemneria de la demolări de vânzare? Ce? Te ajut de la el. E greu să scoată o vorbă. Lasă volea, căruciorul, dragi-o, lasă, nu. Haideți, copii, să mergem. Haideți. Nu știu ce m-a apucat, Babi, dar îmi vine să cânt. Păcatele noastre, Doamne, Vulia, dar nu mergem în excursie. În sfârșit. Plecăm? Hai. Ia priviți ce tristă rămâne curtea noastră. Da, da. Și cel mai bun dintre noi lipsește. Să fi fost el aici, atunci să fi văzut petrecere. Oh, mă, Stăriule, mă! Hai o dată, voi, hai! Nu mai căsca gura, hai! Hai să vedem! În sfârșit, s-au dus toți. Numai ăsta care cântă la chitară a mai rămas. Ciudați oameni mai erau ăștia de stăteau în curtea asta. Așa, ți se pare? Peste tot sunt la fel. Ați ascultat Curtea Minunilor de Iacovos Cambanelis. Traducere de Polixenia Carambi. Adaptare radiofonică de Emil Riman. Distribuția a fost următoarea: Olga Rodica Tapalagă, Stratos Ion Marinescu, Stelios Corrado Negreanu, Aneto Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Vulia Coca Andronescu, Babi Mihai Fotino, Maria Dorina Lazar, Dora Monica Ghiuță. În alte roluri, Mircea Medianu, Paul Nadolski, Gheorghe Sârbu, Ion Igorov, Nicolae Crișu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.